Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Raportul de Seară. Alături de mine, în calitate de invitat în platou, se află domnul Bogdan Gheorghiu, deputat PNL de Suceava, vicepreședinte la nivel național al partidului. Vă salut, mulțumesc că ați răspuns invitații. Bună seara și eu vă mulțumesc pentru invitație și să știți că, trecând de relația personală care mă leagă de Bucovina TV, chiar aveți parte de o premieră. Pentru că intru așa abrupt în, în subiectul Roșia Montană, pentru că cu siguranță nu-l putem evita atât timp cât eu sunt ministrul culturii care a inclus Roșia Montană în UNESCO. Și când spun a inclus, o să înțelegem mai multe pe parcursul discuției. Vreau să vă spun că am fost bombardat cu telefoane în toată perioada aia în care toată lumea a spus vrute și nevrute și pot să vă spun astăzi că erau prostii 80% din tot ce se spunea pe toate posturile, Antena 3, Euronews și cine mai vreți dumneavoastră. Da, erau introduse și diferite acuzații, tuturor confuzii. Tuturor le-am spus că nu voi declara absolut nimic până la pronunțarea deciziei de către Tribunalul de Arbitraj de la Washington. După nu m-a mai sunat nimeni. Dar să știți că adevărul despre Roșia Montană, acum fiind dată decizia, sunt exonerat de toate. Nu, eu am avut acces la foarte multe documente pe care scria confidențial și această confidențialitate mi s-a tras atenția și după terminarea mandatului, este valabilă până la pronunțarea deciziei. Ori de astăzi sunt liber să putem discuta multe lucruri care nu s-au știut, nu s-au discutat și nici nu se vor discuta în altă parte. Deci eu vă spun că la Bucovina TV aveți parte de o exclusivitate pentru care v-ar invidia multe posturi naționale, pentru că sunt multe lucruri nespuse, multe lucruri direcționate politic. Și o să vedeți ce fiecare nu are dreptate. Pentru că majoritatea dintre cei care se exprimă efectiv nu au dreptate, indiferent că vorbim de o extremă sau de cealaltă. Că și USR-ul are păcatele lui, cu toate că se dă un mare salvator. Da. Domnule ministru, bun, de ce s-a făcut această tevatură timp de o lună de zile înainte de pronunțarea sentinței? Bun, ea a fost clar direcționată toți politic. Toți foștii prim-ministri au fost luați în calcul. Da. Cine a semnat? Ați întrebat, până s-au ajuns și la dumneavoastră. Domnul Chidovăț, vă răspund. Dar isteria asta nu ar fi existat niciodată dacă nu ar fi fost alimentată de Casa de Avocatură. Pe mine asta mă intrigă, că acei eroi, exact, mi-ați luat ideea. Acei oameni care astăzi sunt prezentați eroi, cei de la Leaua, mereu au injectat în capul guvernanților, în special a celor de la Ministerul Finanțelor, care mai departe aveau această atitudine, că vom pierde procesul. Eu când eram ministrul culturii și militam pentru integrarea Roșiei Montane în patrimoniul mondial UNESCO, am primit chiar amenințări, mai mult sau mai puțin directe, în care mi se spunea că dacă includem Roșia Montană în UNESCO, vom plăti undeva între 5 și 7 miliarde de dolari. Dacă noi includem, vom plăti undeva între 1 și 2 miliarde. Oricum vom plăti, dar eu, prin acțiunile mele irresponsabile, așa îmi spuneau, voi tripla paguba României. Ori, domnul Chidovăț, uitându-ne, e foarte important ce vreau să vă spun acum, uitându-ne pe, n-a venit motivarea în integralitatea ei, care am zis că are sute de pagini, dar uitându-ne pe principalele idei care au dus, principalele idei din motivare care au dus la această sentință, Curtea de Arbitraj de la Washington a spus că, având în vedere implicațiile sociale, de mediu și culturale, am ajuns la această concluzie, că acest proiect nu este viabil. Deci, odată ce au inclus au inclus componenta culturală în motivarea instanței, este clar că includerea în UNESCO a ajutat, de fapt, a ajutat către ajungerea la un verdict pozitiv pentru România. Nu a fost o piedică. Ori eu, când eram ministrul culturii, vă dați seama să spună cineva, cum mai dorm noaptea,
că statul, așa mi se spunea, statul se va îndrepta împotriva mea ca să recupereze prejudiciul pe care... Asta adică, ce sentimente v-au încercat, domnul spuneau, ministru? Da, păi, vă spun sincer că nu erau foarte plăcute, dar cu toate astea am fost un om asumat, am fost un om care totuși am știut și cu cine să mă sfătuiesc, pentru că nu pot să vă spun că, domnule, eu am visat noaptea că ăla e drumul și am avut oameni, dar oameni de bună credință cu care m-am consultat. Și vreau să vă spun că am ținut calea dreaptă și n-a fost deloc ușor. Nu a fost deloc ușor. Și degeaba se bate USR-ul cu cărămida în piept că ei au fost pro, pentru că acel ministru al culturii numit Corina Șuteu, doamna ministră, că s-a schimbat acum sintagma, se poate spune doamna ministră, și-a asumat pe persoană fizică trimiterea dosarului în ultima zi de mandat. Da. Atât premierul Cioloș, cât mai ales ministrul finanțelor Anca Dragu s-au opus categoric. Da. Pentru că eu vă spun un lucru. Cine ajungea ministrul finanțelor mai devreme sau mai târziu, în foarte scurt timp, era spălat pe creier de Casa de Avocatură Leaua că trebuie să se opună vehement integrării în patrimoniul UNESCO. Casa de Avocatură care a ajuns să ne reprezinte în proces la recomandarea Ministerului Mediului. Și trebuie să remarcăm că pe tot parcursul scandalurilor legate de Roșia Montană, nimeni nu vorbea de componenta de mediu, care era cea mai importantă, esențială, de fapt. Esențială. Toată lumea vorbea de integrarea în UNESCO. Dar nimeni nu spunea, nu mai vorbea de ceanuri, de acolo pericolul. Așa. O altă minciună a USR-ului este că odată cu integrarea UNESCO, spunem adio mineritului. Este cea mai mare prostie, pentru că România este un stat suveran care poate oricând să decidă dacă acolo va fi sau nu minerit. În perioada UNESCO aceea, poate doar să se uite și să constate dacă se mai îndeplinesc sau nu condițiile de... asumate. Condițiile de a rămâne partea patrimoniului mondial și eventual îți pot trimite o notificare. Și atât, nici măcar o amendă de 5 lei nu poți să-ți dea. Tâmpenia asta prin care se lasă de înțeles că cineva ne ține cu lanțurile în UNESCO. Avem la Cronel, în Marea Britanie, mai este undeva, în Germania nu mai rețin localitatea, mine, care sunt partea patrimoniului mondial UNESCO, unde se face minerii și astăzi. Bun, la vremea respectivă când ați pus semnătura, dumneavoastră ați declarat la nivelul presei naționale. Dom'le, că nu oprim, dar nu înțeleg de ce n-a mai preluat nimeni. No, eu am declarat la nivelul, în presa națională, am declarat niște lucruri care țin de bunul simț, chiar dacă nu ești jurist. Eu am spus așa, Roșia Montană este în patrimoniu național. Și nu este în patrimoniu național de acum, este în patrimoniu național din 1906, inclusă de Imperiul Austro-Ungar, când acolo era partea Imperiului Austro-Ungar. Ori ea, dacă e protejată de vreo lege, e protejată de legea patrimoniului național. Includerea sau neincluderea în patrimoniul mondial al UNESCO nu-i schimbă absolut deloc statutul juridic. Deci era primul lucru cu sud coața albă legat de faptul că noi aducem de servicii în acest proces. Doi, primele demersuri legate de includerea Roșiei Montane în patrimoniul mondial al UNESCO au început în 2017. Da. Ori procesul a fost declanșat undeva prin 2015. Da. Bun, cum se pupă lucrurile astea? Adică dacă era deja un proces început, mai mult de atât, după, ăsta e un lucru foarte important pe care foarte puțină lume îl știe, după includerea în patrimoniul UNESCO, instanța a întrebat Gold Corporation, partea Gabriel Resources, i-au întrebat dacă își modifică pretențiile având în vedere această incluere. Ei nu le-au modificat. Și dintr-un motiv foarte practic. Pentru că pentru ei ar fi însemnat nu neapărat să o ia de la capăt, dar oricum o luau undeva de la jumătate, adică în proces. Și probabil vreau să ajungă mai repede la capăt pentru că vreau să ajungă la acești bani pe care și doreau, vedeți foarte bine, că n-au bani să plătească cheltuielile de judecată. Acum aveți cheltuielile de judecată de 1 milion. Sunt foarte multe idei care mi se amestecă în cap, dar ideea stă în felul următor. Odată ce nu s-au modificat pretențiile reclamantului, adică toate lucrurile duceau spre ideea clar că nu... Și atunci care a fost rolul casei de avocatură? Pentru că, rolul nu știu dacă e chiar așa, dar sugerat că nu erau avocații României. Ba nu. Să nu fiu înțeles greșit. Până la urmă, avocații și-au făcut treaba ca drept dovadă că au câștigat procesul. Da. Dar... tot timpul au ignorat în a expune, nu neapărat în comunicarea publică, ei nu au avut o comunicare publică, dar au direcționat comunicarea publică
probleme legate de mediu. Acolo. Adică nu isteria, dar și Ministerul Finanțelor avea niște poziționări induse de Casa de Avocatură. N-ați văzut că indiferent că a fost Anca Dragu, că a fost Nazare, că a fost Câțu. Deci toți erau împotrivă. Da. Când ajungeau acolo, chiar dacă inițial, pe Anca Dragu inițial era pro-includerea în cum a ajuns Ministrul Finanțelor, au convertit-o. Da, da. Bun. Ce se întâmplă? Adică duceau prea în spate problema de mediu. Și aici v-am spus... Păi de acolo tot a pornit Nicușor Dan, primarul capitalei, da? Și tot scotea în față povestea asta cu UNESCO, că asta dăunează România. Asta, ori, lucrurile astea, cum să vă spun, Casa de Avocatură până la urmă a pus în ordine pe hârtie în fața instanței și lucruri puse la dispoziție de statul român, de instituțiile statului român. Acum, nici nu vrem să-i minimalizăm meritele, dar nici acum nu trebuie să ducem meritele lor într-o zonă pe pedestal. Da, în care ca și cum toată apărarea au construit-o fără sprijinul instituțiilor statului român. Nu. No. Fără instituțiile statului român ei nu puteau construi nicio apărare. Dar faptul că e mereu au repetat lucrul ăsta, că vom pierde, numai că dacă includem în UNESCO vom pierde mult, foarte mult, și dacă noi includem vom pierde tot mult, dar mai puțin, v-am dat cifrele mai devreme pe care le vehiculau, arată că ei n-au crezut niciodată cu adevărat în șansele noastre de câștig. Or, acea curte internațională, eu am reluat procedura, că de fapt ce a făcut PSD-ul? PSD-ul, celălalt factor care se lăuda că ei sunt responsabili de serviciu. Ei sunt declarați, da. Nu, în sensul că sunt, ei sunt responsabili în sensul ca antonim la irresponsabil. Nu că ar fi vinovați de ceva. Că ei au fost responsabilitatea întruchipată. Că, domnule, noi am retras dosarul. Păi n-au retras nimic. Da. Ei, de fapt, au suspendat dosarul, ceea ce în limbajul UNESCO era o amânare. Da. Pentru că eu când am venit ministrul culturii, eu am primit de la Ministerul Afacerilor Externe o notificare clară în care s-a spus. Încă un an se mai poate sta cu amânarea. Trebuie luată o decizie acum. Da. Fie că vorbim de o retragere definitivă, ori o reluare a procedurii. Și atunci decizia a fost de reluare a procedurii. Mai mult de atât, PSD-ul a votat cu două mâini programul de guvernare a guvernului Orban II, că atunci ne-am instalat cu votul unanim al PSD-ului, program de guvernare publicat și monitor oficial, în care era clar trecut continuarea procedurii, integrarea peisajului montan de la Roșia Montană în UNESCO și minele romane de acolo. Deci PSD-ul a votat acel program de guvernare care includea Roșia Montană. Deci nu vorbim aici de nicio... Ei nici măcar nu au avut, măcar dacă erau împotriva includerii în UNESCO, nu au avut nici măcar bărbăția să retragă dosarul cu totul. Da, da, da. Doar au lăsat-o pentru că nu vedea bine. Și au spus așa, asta spunea și Casa de Avocatură Leaua. Și atunci am avut o discuție mai aprinsă în care le-am spus eu nu văd logica. Pentru că ei spuneau, reluăm procedura după ce se termină procesul. Și zic, păi da. Deci dumneavoastră aveți impresia că cei de la Washington sunt atât de tâmpiți încât să nu vadă că noi avem un dosar suspendat, ținut în aer, pe care noi așteptăm să-l depunem după proces. Adică dosarul ăla nu poate fi arătat cu degetul de către avocații lor. Adică ori mergem cu el, ori nu mergem. Da. Și atunci trebuie să fie o decizie la nivel de guvern. Pentru că, într-adevăr, ministrul culturii, Cornea Șutu, de ce a făcut-o în ultima zi? Pentru că a făcut-o, v-am spus, de capul ei. Dar a făcut o ultima zi de mandat pentru că e greu să faci ceva împotriva guvernului. Pentru că orice decizie adică tu ca membru al guvernului, ți-o poate întoarce a doua zi. Lucrurile alea, acolo, bine, și Adrian Cioroane a avut un rol important pentru că el a fost și el un fan al includerii Roșiei Montane în UNESCO și dacă mă întrebați în ce calitate, dânsul era atunci ambasadorul României la UNESCO și procedura de depunere a dosarului este ministrul culturii, nu ministru, eu doar am semnat Ministerul Culturii, am semnat trimiterea, dar Ministerul Culturii prin Institutul Național al Patrimoniului au lucrat dosarul, l-au constituit și acel dosar în baza semnăturii, adică e decizia Ministrului Culturii să fie trimis către ambasada noastră de la Paris pe lângă UNESCO, deci nu trimis tu direct Ministrul Culturii. Da, și ambasadorul de acolo e cel care practic o depune la UNESCO. Da. Ca să se înțeleagă clar procedura. Bun. Și atunci, sigur că și Adrian Cioroianu a fost foarte supărat când guvernul Dăncilă a decis suspendarea procedurii, retragerea dosarului.
Și a fost foarte fericit când am venit eu ministru și am decis, sigur, împreună cu premierul de atunci, Ludovic Orban, că nu puteam singur, am decis reluarea procedurilor. Astea sunt adevărurile, astea sunt lucrurile pe care lumea... O să revenim asupra acestor adevăruri, dar luăm prima pauză de publicitate, revenim imediat.